Nu ne iubesc și vin. Acum intră în biserici. Vedeam un clip cu un fost premier al României. Nu vă spun cine. Intra în biserică, frate, și era adulată de oameni. Dar de ce până acum nu ai intrat în biserică? De ce până acum nu erai cu Dumnezeu? De ce până acum n-ai făcut ceva pentru popor? Și asta vorbesc pentru toți funcționarii publici. Salutare, prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Și astăzi vreau să spun câteva cuvinte despre chestia asta noastră în rândul poporului român, în rândul, mai bine spus, mai precis, anumite oameni care au sau dețin funcții importante. Este vorba despre lipsa de empatie și lipsa de implicare. Și avem câteva cazuri precedente foarte triste, tragice. Și cel mai elocvent și cel mai apropiat este cazul de la Caracal. Dar avem alte cazuri pe care le putem preciza. Cazul Ionuț Anghel, după aceea, care ar mai fi? Accidentul acela din Munte Negru cu autocarul, care mergea cu 80 la oră într-o curbă din asta așa. Un alt caz mai apropiat este Colectiv, despre care cu toții știm, care s-a soldat cu 65 de morți. Și, bineînțeles, mult discutatul caz Caracal, mult dezbătut și, bineînțeles, luat ca afiș electoral acum, de anumiți oameni. Problema este în felul următor, pentru că noi nu avem, de exemplu, după cazul Colectiv, nu avem spitale. Așa, deci nu s-au luat nicio măsură în sensul acesta. Nu se ia nicio măsură cu 11.000 de clădiri care sunt cu risc crescut de tragedie, nu știu, de a cădea la un cutremur, de a lua foc la o mică scânteie și așa mai departe. În fine, în acest video o să precizez doar lucrul foarte trist care se întâmplă, și anume că nu se iau măsuri, frate. Nu se iau măsuri, nu ne implicăm, lucrurile rămân tot așa și chestia asta, bineînțeles, că ne îngrijorează pe noi, cetățenii românii, care plătim taxe și impozite. Este o chestie pe care dezvolt pe acest canal pentru că chestia asta rezonează și cu sufletul și cu identitatea noastră, bineînțeles, mai ales duhovnicească, sufletească, empatie față de aproapele nostru. Da, este o realitate în România. Noi, ca societate, chiar nu știu, biserica este cam singura instituție care mai funcționează în țara asta, din punctul meu de vedere. Și celelalte sunt praf, din punctul meu de vedere, pentru că tot sunt pline de corupți, toți aceiași oameni, se schimbă guverne, se schimbă președinți, aceiași oameni, numai că cu alte echipuri, altă pălărie, alt costum, aceleași meterne. Cred că cu toții știți la ce mă refer. Nu învățăm deloc din greșeli. Trageți semnale de alarmă. România este în această situație cum era în 2015, cum era în 2010, cum era în 2008 și așa mai departe. Pe aici, pe col, s-au mai făcut cârpeli din astea. O să zic că, domnule, am mai făcut 5 km de autostradă, am mai făcut, nu știu ce știu eu, nu știu ce mărită salariul, bineînțeles, din bani împrumutați de la femei, dar, în schimb, ne-am îndatorat. Pentru 10.000 de ani, la popușari, nu? La cei care, cu adevărat, sunt stăpâni. Bine, ghiciți voi. Lucrurile astea să se vadă pe viitor. Se vor întâmpla atâtea și atâtea tragedii. Eu o să ne trezim cu alte tragedii. Răpiri, incendii devastatoare, soldate cu sute sau zeci de răniți, sau poate și mai mulți, Doamne ferește. Iar o să stăm la cazuri cu proxenetism și cu alte lucruri din astea
copiii noștri care sunt luați, sunt duși nu știu unde și mai departe. Și nu se află de nicio măsură. Nu vine niciunul organ din asta, de securitate, de ordine publică, spune: băi, luăm măsurile astea. Nu vine niciun parlamentar să spună: băi, uite, facem o lege specială pentru ăștia. Moduri de, nu știu, moduri de prindere a acestor oameni. Moduri de securitate, de siguranță. Educație în școli pentru așa ceva. Cluburile sau, mă refer și la cazul colectiv, da? Cluburile sau, mă rog, localurile, restaurantele, care nu au niște baremuri, n-au atins niște baremuri din astea de siguranță, cu stingători, cu mai multe uși, cu nu știu ce, clădirea să nu ia foc, în fine. În fond și la urma urmei, nu le pasă, frate. E chestia aia, să-mi bagă aia în poporul român. Așa zic ăștia. Deci nu ne iubesc. Și vin, acum intră în biserici, vedeam un clip cu un fost premier al României, nu vă spun cine, intra în biserică, frate, și era adulată de oameni. Dar de ce până acum nu ai intrat în biserică? De ce până acum nu erai cu Dumnezeu? De ce până acum n-ai făcut ceva pentru popor? Și asta vorbesc pentru toți funcționarii publici, frate. Pentru toți ăștia care spun: salvăm, scoate România din căcat. Dar cum o scoate din căcat? Doar prin afișe electorale și prin vai declarații publice. Atât. Dar nu sunt în stare nici ei să spună: da, domnule, uite, am luat am adoptat această lege, această ordonanță de urgență, am făcut aia, uite ce am făcut cu banii aia. Uite, am scos sute de mii de oameni din sărăcie, cu adevărat, am redus șomajul, cu adevărat. În fine, sunt mai multe aspecte pe care le putem enumera. Sau pe care le-ar putea un astfel de om, cu o funcție anume, să îndeplinească. Cam asta este. Sper că v-a plăcut acest video, să vă apreciați. Scrieți mai multe în secțiunea în comentarii, atât am vrut de vorbit pentru că nu prea am timp, dar am vrut să fac un clip de acest gen pentru că e mai interesant și vreau și eu un pic așa din ceea ce fac alți vlog, am și eu 1028 de abonați, deci nu pot să mai țin tot așa. Dați acolo un like, un subscribe, un share, o distribuire vă rog, Doamne ajută la toată lumea și dați acolo un follow pe Instagram. Așa, o follow pe pagina mea de Facebook personală, dar și pagina de Facebook oficială a acestui canal. Și Dumnezeu este cu voi. Apăsați pe clopoțel în dreapta numele meu, că spuneți la fiică de la Duh. Pa, pa!